Salutare! Ia uitați ce am aici și vă spun că e absolut, absolut delicioasă. Da, gătesc. Am făcut înainte clătite. Dacă vă întrebați ce am acolo, am făcut înainte clătite. Acum fac ardei copți cu salată de vinete și deja e gata și ciorba de salată. Ciorba de salată, așa ca la noi acasă, cum o făcea bunica mea, fără omletă, fără nimic altceva. Și să vă spun cât de simplu este de făcut. Eu prăjesc slănina, asta care o vedeți aici, e prăjită. Și a lăsat unsoarea, am scos-o afară din... S-a spus acum la gata. S-a scos afară din oală, am pus usturoi, așa, am pus o lingură de făină, nu trebuie să o puneți dacă nu vreți. Am amestecat acolo, după care am pus salata ruptă. Așa. Ruptă, tăiată, cum doriți voi. S-au călit acolo. S-au călit ele până când s-au amestecat și au lăsat apa. După care am pus apă fierbinte. Am pus și un pic de oțet. Și au fiert așa. Am pus și o lingură de... nu-i vegeta, e cnor delicat. Mă rog, tot așa ceva. De asta se văd două, trei chestiuni plutind pe acolo. După care, în momentul în care e salata fiartă, am stins focul. Și am făcut separat într-o cratiță, cu, amestecând cu telulpară, trei gălbenușuri și cu 100, deci la oala asta de 3 litri, eu am pus 100 de mililitri, 100 de grame de iaurt grecesc. De pilos. Am amestecat foarte bine iaurtul cu ouăle și după care am luat câte un polonic din ciorbă și am pus peste până când l-am temperat, exact ca și la ciorba de burtă, și am turnat înapoi. Am pus și slănina prăjită înapoi. De ce nu o las să fiarbă, slănina prăjită? Pentru că nu mai rămâne crocantă și nu mai are gustul ăla și nici textura, nici culoarea, dacă aș lăsa-o să fiarbă. În mod normal, la ciorba de spanac, nu de salată, pun ouă întregi, deci îi dau drumul la ou ca de ochiuri, 3-4 ouă, și rămân întregi în ciorbă, ciorba de spanac. Am început să fac chestia asta și la ciorba de salată, să pun ouăle întregi, pentru că le mănâncă fiica mea, tăia. Dar... de data asta n-am mai pus pentru că e o căldură infernală și merge așa. Mie îmi place cel mai tare rece. Rece și cu o bucată de mămăligă. Ia uitați! Ia uitați! Păi cum să nu te îndrăgostești de ciorbă de șălate? Cum ziceau cei de pe la țară dintr-o anumită zonă. Ciorbă de salată. La fel de bună pe cum arată. Mi-amintesc o... acum vreo 20 de ani se măritase o cunoștință și a zis, a, și-a bărbat buna, poți să-i dau orice de mâncare, că nu face mofturi, doar ciorbă de salată, să nu-i dau, că doar spală mațele. Ei bine, uneori mai trebuie să mai spălăm mațele, pe românește, e spus, și avem nevoie de câte o ciorbă de salată. V-am pupat!